Faceți loc. E frig, nu mai pot. I-am pus în minte să nu mai ratez intrarea pe traseu aici. Hai să vedem. Aha, am nimerit-o. Așa, suntem în data de 2 mai. Am venit la Poiana Brașov. Să vedem cum se prezintă traseul. Am mai dat câteva coborâri. Opa! O mică pauză, ia uitați, pe pârtie încă e zăpadă. Ha, trebuia să iau schiurile. Întrucât am spart două telefoane, practicând acest sport, recomand să nu țineți telefonul în buzunar, aici. Eu îl pun la burtă, în armură. Măcar să-mi ia pe organele interne, dacă e să cad. Și... Pânăm un pic și mai pânăm un pic. Plășca! Plășca, plășca! Hai să continuăm! Dacă tot ne-am dat așa bine, e mișto! Aici se topesc ghețarii. Așa, hai să continuăm traseul. Așa, i-am schimbat bicicleta. Această bicicletă Nukeproof Pulse este chiar de vânzare, așa că dați-mi un comentariu dacă vreți să vă dați și voi așa, să te dai și tu așa cu ea. Opa! Wow! Oho! Trebuia să împing. Mamă, ce am sărit acolo. Nu e un loc prea bun de sărituri. Opa! Uite, aici e un loc mișto. Acum facem mega avalanche pe Ana Brașov Edition. Pe zăpadă. Haide pe zăpadă! Ui! Trebuie să mergem un pic la vale. Ca să-ți dau emoții! Wow! Ha! Mega avalanche pe Ana Brașov Edition 2 mai. Mișto. Da. M-am pictat cu nogoi. M-am luat o pauză. Ce frumos. Crește leurg, dar pe traseu. Cât timp n-a trage urg și e bine. Căci că ursul ar mânca leurdă. Opa, aici un pic mai ușor. Să nu te trezești că ai căzut în freză. Opa, așa. Ui! Așa. Și aici mai ușor, că poți să sari în pom. Și aici poți să te duci. Sau mai bine vii și experimentezi singur.
Ia uite, trafic pe traseu. Nu mai poți, domne, să te dai liniștit. Haide, domnul. Să punem puțin o frână. Au stricat o contrapantă faină pentru schiori, zic eu. Să pună, domnule, contrapanta la loc. Ia uite, opa! Oh, am ajuns pe câmp. Hop. Să continuăm traseul. Acolo erau niște contrapante destul de ok. Acum trebuie să ai grijă să nu intri în mobilele alea cu viteză. Sau să intri cu viteză, tu alegi. Pe aici niște brazi. Opa! Oho! Niște o crateră. Bună ziua! Mersi! Mersi că ne-am lăsat. Trebuie să-mi iau niște goggle și cam lentile de contact și-mi tot intră praf în ochi sau pământ. Deci Oakley, dacă vezi acest video, hai să colaborăm. Sunt deschis. Facem reclamă. Dorm cu ei. Pauză? Ce? Dacă vrei. Nu vreau. Că te expiră parcarea. Le dau aia amendă, domne. Ia uite, și aici o săritură mișto. Pe pietre. Zici că ți s-a dezmembrat bicicleta. Opa! Sac pietre din pământ, plan, 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 zgomote, zgomote. Te fac să te întrebi. Oare e bicicleta, ok? Cred că pe aici. Pe aici, stânga! Da, că am deviat traseul, dar cu ei pe aici poți să te întorci pe traseul original. Care nu-i rost. Da, 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 sau uite pe aici dreapta. Mișto. Atenție, urși. Eu cred că urșii au pus anunțul ăla ca să zică să le dai de mâncare. Atenție, urși, gândiți-vă la ei. Veniți cu somon și păstrăvui, ok. Și aici se sare, fain. Wow! Facem pauză la câmpie. Dăm și drop-ul ăsta. Ai un băiat acolo. Salut. Opa, așa. Deși pare foarte nașpa, e super ok. De dat bolovanul ăla. Practic nici ca un drop nu e. Te duci și îl cobori. Te lași un pic pe spate. Să facem o pauză. Repede, repede. Continuăm. Oricum super greme data de 2 mai la Poiana Brașov. N-am mai nins de săptămână și jumătate. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Greu să te înțelegi cu oamenii pe traseu. Opa! El vrea să țină după mine.
Poate la anul, zic. Porțiunea e preferata mea. Ce, încerc să mă prinzi? Am venit să ne simțim bine. Mi-a luat bicicleta și acum vreau să-mi ia și fața. Nu se face. Așa nu se face. E mai rapid cum e să nu. Dar contează și șoferul. Salut! Am pus un băț, e o buturugă, pe traseu. Am pus un băț să nu uit să frânez. Mai e până la ea. Sau nu mai e. Ah, e în zona cea mai mișto de viteză. Hai să vedem. A, da, cred că pe aici e. Manu. O fi pe aici? Haide cu table-ul ăsta. A, mersi cu New Proof. Da, super bicicletă New Proof de vânzare, cine vrea. Mă aștept în comentarii. Se poate vedea în București. Ia uite-o cum sare. Nu are treabă. Odată n-am căzut cu ea. Așa bună bicicletă e. Facem o pauză. Unde era, domne, buturugă aia? Aici e. După porțiunea asta mișto, e un mic obstacol. Aici trebuie să te asiguri că intri bine. Uite, asta e. Opa! Da. Nici nu intri cu viteză mare aici. De cât foarte mare. Oh, aici ai nevoie de o bicicletă de downhill electrică. Poți să... Da, asta. Unul după altul. Mai o săritură mișto și pe aici. Superb!